explic de ce subsemnatul și domnul Eugen Carpov n-am votat în favoarea acestei moțiuni de cenzură. Să explic, dacă nu fac eu acest lucru, atunci o fac alții și, ca de regulă, denaturează lucrurile așa cum sunt ele. Deci noi și astăzi, împreună cu domnul Carpov, am demonstrat consecvență. Așa cum nu am votat demisiile guvernelor anterioare, fie că era vorba de Gaburici, fie că era vorba de Steleț, nici astăzi nu am votat demiterea guvernului Filip, chiar dacă noi nu l-am votat atunci când a fost în iarna acestui an.